Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Îmi cer scuze pentru vocea asta dacă este puțin mai adormită, pentru că este o oră mai devreme așa pentru mine. E un 7.39 ceasul, de obicei eu mă trezesc pe la ora 10, cam așa, 9-10, cam pe acolo. Am dormit și foarte puțin azi noapte. Astăzi o să plecăm în căutarea unor comori. Zic comori pentru că o să mergem într-un târg unde habar nu avem ce să găsim acolo. Mergem de curiozitate, mergem să vedem ce lucruri aduc oamenii la vânzare. Am văzut treaba asta la un băiat pe TikTok. Se numește canalul lui de TikTok P. Dumitru. Puteți să intrați să-l căutați, are în descriere târg de vechituri sau ceva de genul. Și mi s-a părut super interesantă treaba asta, să mergi dintr-un târg în altul, să vezi ce anume poți să găsești la diferiți oameni. Mergem la un târg la care Carmen a mai fost. Mergem să o luăm și pe Carmen de acasă și îi dăm drumul la treabă. Cred că o să revenim direct de la târg, băieți, cu ce găsim pe acolo. Chiar sunt curios astăzi dacă cheltuim bani și câți bani cheltuim. În sfârșit am ajuns și noi la târg. Am parcat mașina, e nebunie ce aici, nu vreți să știți. Deci, mi se pare că n-a fost niciodată de aglomerat la ora asta. Da? Nu știu, da, Carmen n-a mai fost la târgul ăsta cu o prieten de ei. Treaba este că eu n-am mai fost într-un târg. Nu știu dacă am fost vreodată într-un târg de genul ăsta. Mai mergeam înainte în târguri auto când îmi căutam eu mașini și astea, dar în târg de genul ăsta n-am fost niciodată. O să mă echipez și eu aici. Sunt foarte curioasă așa, gen. Că și reacția mea prima dată așa a fost așa și ciudată, dar în același timp și eram și încântată că destul de multe chestii pe care le găsești. Și am văzut la respectivul de care vă vorbeam, pe Dumitru, parcă avea pe TikTok, văzuserăm că găsești... E cineva care face... Da, am văzut pe TikTok, e un tip care are un canal și face special chestia asta, merge dintr-un oraș în altul, merge la toate târgurile, gen, merge, bazi, era la Cluj, mâini era la un alt, nu știu, se plimbă așa, non-stop. O să ne punem și noi GoPro în piept și o să mergem să vedem ce găsim pe aici. Și găsea chestii din antichități, din astea, chestii da, vechi, mișto, interesante. Dacă, știi care e chestia? Nu știu dacă depinde neapărat de noroc, dar îți dai seama că sunt săptămâni în care chiar găsești chestii și... În funcție de ce aduc și oamenii. Da, asta e. Nu vă mai plictisim, îmi pun GoPro-ul, mă echipez tot ce trebuie și dăm drumul, ne vedem direct din târg de acolo. Am intrat în târg. Cred că să vă dau niște cadre așa după GoPro, să vedeți și voi cam care-i treaba aici stânga-dreapta. Sunt destul de multe chestii, dar trebuie să stai și să te apropii așa de fiecare paradă și să te uiți. De exemplu, aici avem laptopuri, telefoane, jocuri, aparate din astea de fotografiat și mai departe. Adică avem multe chestii la care putem să uităm. Statui din astea de velouri, o să drămane. Plecăm și noi cu o bicicletă de aici, băieți, sau ce părere aveți? Ia să vedem prețul. 400 bucată. 400, 400, 400. Aici deja o dăm în alte prețuri. Astea sunt cu baterii, astea sunt electrice, la 800 de lei, vezi că e preț bun. Foarte multe scule și truse, unelte, chestii și așa mai departe pe-n târguri găsim. Cam pe la toată lumea. Multe nici nu știu ce se mâncă, v-aș grabă. Ce tări mașința asta? De, n-are un cauciuc aici, pe parte asta. Deci, sincer, chiar îmi trebuie truse din asta, așa, să o am și eu în mașină mereu, dar asta e cam mare, nu prea. Îmi trebuie ceva mai mic. Nu e de calibrul meu. Salut, salut! Care-i treaba? Salut, salut! Uite bine, am venit să inspectez puțin zona. Ce să este oare aici?
Mamă, un cavaș gura voastră, fiți atenți ce am găsit aici. Cu mufa aia veche. Merge asta și ceva de el? E pentru piese. E doar pentru piese. Da. Cât este astea? O las la 24. Eu pe ăsta l-aș lua numai așa de... Am putut să-l fac, dar ceri mult de el și nu îmi permit să decodez. Dar s-a prinde și astea, așa funcționează? Bă, nu știu. Dacă mai are ceva în baterie, că n-am. Acum nu, acum n-are, că am eu un încărcător la el, dar da. Nu e problemă. Deci din mers magic am fost, dar mi-a luat 3 milioane jumate să-mi decodez. Și îți dai seama că da. Da, mi-l păst, așa, 20 ai zis, nu? Da, măcar arată bine. Chiar arată bine. Da. Să ferește de decodată, de asta. E, dar nu, că eu nu le-au pentru asta, că nu... Eu am luat că-mi place. Avem și un PC aici, dar acolo nu m-aș băga, că trebuie mai multe acolo, trebuie și cablul de încărcare și așa. Dacă vreți, dacă le trebuie vreodată o telescopică din asta, care sincer asta cu mine, asta e deblocat. Ia mă, nu știu noi care de asta. De aici o deblocăm. De aici o deblocăm. 80 de lei. Și așa îl închidem. Da, vorbim. Ia să-l blocăm. Cât e o jucărie de asta? 3 metri. Cât e o jucărie de asta? Aia e o 40 de lei. 40? Aia tu! Cât e oale, da? Vino să le vezi! Dau șteaca la ea, uite! Da, n-am ce să fac cu ea, nu... Prietene! Nici nu știu, stai așa. Cam mărici cu alea. Ce se vede, nu? E suficientă. Da, nu, zic că să nu fie cam mărici. Să nu fie cam măricică. De mare? Da, zic că ăsta, nu prea am să-l... Păi, zic că pe torpe. Să-l țiu, da. Ok, bicicleta de aia apărat, vă rog, cafea? Nu, 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 sunt cu mașina. Păi ce, bă? Cu ce? Asta îl filmez eu pentru mine. A. Am un canal de YouTube. Și le arăt la oameni ce găsesc pe aici. Da, ce? Îmi cumpăr eu. 2,5 bate palma. Aici e arta negociere, un cavaș gura voastră. Și bună. Deci ieftină și bună. Ai arta negociere, în tine cumperi, nu ai, nu cumperi. E ultima, să știi. Uite. Nu mai am. Mai zi-o mai găsesc. Cât îți dau bre pe asta, pe la urmă? Da, mă, 3 de lemă, da. Să mă spui că nu te servește. Ia ce ăsta e la bre. Ce vinzi, mă, cu canalul de YouTube? Am și eu copiii mei care mă urmăresc ca oamenii mei. Da? Ia și copii. Hai să fiu bine. Foarte mult, ce plăcut. Sănătate, spor la bănuți. Da, doamne. Ce luași teaca? Teaca? Teaca n-am ce să fac cu ea. Dă-o la altul care e mai dornic. Care vrea, da. Gata? Ne-am luat jucării din astea. Acolo nu avem ce să căutăm, că sunt scule din astea și hai să ne întoarcem și o luăm pe altă parte. Bă, asta am luat-o în cazul în care o să mai trebuie să fie pe la challenge-uri sau chestii de genul ăsta așa. Încă nu știu care e utilitatea lor în general, adică n-am venit chitit pe ceva anume. Aici e așa, ce găsești și îți faci cu ochiul ei, ce nu, nu. Bă, sunt tot felul de unelte pe aici. Chiar tot felul de chestii găsești. Să iau lui Batanul binocul, că m-a spart cu
ăsta are nevoie la pescuit acolo, dar știu că el are și a cumpărat unul din ăsta, așa, dacă n-avea chiar de cumpărat unul din ăsta. Mamă, mă, să știu aici. Ce e aici, mă? Bă, dar încă n-am ajuns la nimic interesant ăsta. Am găsit că am luat de telefonul ăla la mișto, așa, nu mă. Să-l cumpăr cu bastonul ăla, telescopic, care se închide și deschide. Nu știu cum să mă mai duc și să mă mai îmbrăc, să vreau adică chestii și trebuie să iau așa toată piața, să l-arăt. Neapărat caut o trusă de scule, gen dacă găsesc pe aici ceva așa, sper că nu mă deranjează muzica asta de acolo, dar aia e. Caut o trusă de scule pentru mașină, ceva micuț. Deci ce vă dai ce băiat? Mă uit să văd, caut o trusă de scule, dar de-aia mică sau ceva compact, ca să am funcțion în mașină, de o cerezele, de o vrăjeală, de o... Am scule frumos, e aici. Și dau o șmecherie pentru ea. Da, dar astea le pierd pe-n mașină, că sunt separat, da, nu suport asta. Am și capăcet pentru ele, ia uite. N-ai cum să le pierzi sub nicio formă. Așa. Cum mai pierzi pe-o să le aici? Îți dau o șmecherie din asta. Hai să văd unde le-am pierdut. Ai pierdut șmecheria, a? Mă mai uit și te deranjez dacă. Ce faci, bun? Salut, sigur. Wow, mă simt așa ciudat. N-am fost niciodată într-un târg din ăsta așa. Toată lumea încearcă să-și vândă marfa. Toată lumea încearcă să-ți bage pe ceva pe gât. Toată lumea... Toate sunt ieftine, toate sunt... Ce ai acolo, căști? Da! Una mai e! Ultima! Ia să vedem băți. Am și un ceas. Tot de la ei sau? De la Anglia. Ăsta n-are baterie, nu? Nu. Da, dar nu, îl pui și mergi. Te conectezi la el. Nu e încărcat. A ție e calul. N-am încărcat oricum să o încarc. Deci toată mă așa din urmă, ce vezi aici. Ia. Cât e ceasul? 3 milioane. 3 milioane ceasul ăsta? 1 milion galere. Le-am adus din Anglia și eu. Cât da, da, și-o frate, înțeleg, da. E mult? Dacă e mult. Nu, ăsta mă interesau, dar dacă nu le pot proba, acum n-am... Du-te și auzi, du-te și eu mai stau aici. Să stăm noi aici, dacă ești aproape... Deci uite, abia m-am așezat, mă. Nu plec în 5 minute pentru ce le... și ceva, dă-l încolo de aici. Mai dau o tură și ți le iau când plec la mașină, okay. Mă duc, le încarc și gata, dacă e treabă, prieten. Facem treabă, da? Gata, prieten! Nu-i problemă. Aici te găsesc. Nu, eu vin. Dacă ai client, okay. Eu vin la urmă. Eu la urmă vin și te întreb de sănătate, să văd dacă ești aici. Da, șef. Aici e cu negocieri, cu din astea, cu trebuie să ai grijă că dacă ești la Danger pleci acasă fără bani. Bă, cred că e bună asta pentru mașină, acolo să țin, să am și eu un șurub de strâns cu ea. Cât e asta? Stau așa, ia două tuburi de baterii de acolo. Pentru telecomandă sunt ala. Ia să vedem. Două de astea? Da, două, da. De astea așa, da? Da. Să trăiești. Băi, era bun ăsta coșul, un cavaj gura voastră. Nu mai am unde să le pun, trebuie să-l țin așa în mână. Le-am băgat pe un buzunar pe aici, dar sunt grele, sunt mari, voluminoase.
Uite aici, biciclete. Astea nu vi le-am arătat. Bicicletele astea chiar nu vi le-am arătat. Am fiți atenți că mă bagă niște CD-uri din astea, așa, dacă găsesc ce trebuie pe aici. Am acceptat de zis Vasile că e drumul greu, trebuie mișcare. Da, asta nu e rea, știu că am găsit pe la Badan în cutia aia lui. Când a cumpărat Mystery Box, avea și el o din asta așa și chiar mi-a plăcut treaba asta. Cât e o din asta așa? 15 lei. 15 lei, da? A, că mergem 15 lei. Să-i probă. Ce probă să... Ia, fai tot. Fără probă că nu vrea să vină reclamă înapoi. Aștept probă. Facem. Nu? Păi da. Dăm cu probă, ce-a zis, gata, bravo, domnule. Ia. Uite, a pornit. Da, când asta a... opăresc că se consumă. Ia stai așa un pic, are senzorul aici, bănuiesc că nu mai depistez. A pune negru ăla. Aici, așa. Bravo. Bun. Crezi că ai și șurubă în aici? Au, uite, un scurt. 15. Mai iau una, dacă mă aprobești pe aia. Dacă vrei, fac un preț bun. Ia-ți 4 bucăți, 50 de lei. 4 bucăți. Așa, dimineață. Hai, dăm 4, mai păcălit. Acum am plecat cu ele 4. Eu vreau mâna mea, dat 4. Acum hai, ce să zic. La oferte, știi cum păi e. Păi de-aia zic. Da, mi le probezi, te rog, da, ca da, să da, n-am vreo surpriză da, acasă. Eu mai, știu, mai am da, câte una, care e bolnavă din când în când. Așa, da. Ele și de fabrică vin, nu că... Așa avea eu fabrică, așa... La ora asta dormeam, mirea 4. Toți, mai veneam noi pe-n termeni pe aici. Vezi? Bă, ăsta chiar sunt bune că le pun în jurul casei. Că chiar mai am nevoie seara când mai ies afară sau așa. Gen bunicul când mai iese din casă seara. Ăsta sunt bune rău. Acum nu știu dacă am făcut afacere în capaș. Deci dacă era 15 lei bucata venea 15.30, 60 de lei. Am redus 10 lei la 4 bucăți cum ar veni. Eu zic că e ok, nu? Am scos bine. Bă, ce ceas mișto. Bă, ce mișto arată asta. Fiți atenți ce s-a găsit aici. Mm? Ce este astea? Louis Vuitton-uri? Cum ar fi să fie pe bune? Ia să mergem și la căștile noastre, băieți, și încheiem aici expediția noastră cu târgul ăsta. Vedem dacă mai sunt aici. Să lasă aici un leu pentru sacoșă. Ba da, asta română, vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet, nu le vreau. Nu, spor la bănuți. Spor la bănuți, mulțumesc. Am ales să nu iau căștile la băieți pentru că mi se păreau dubioase. Carmen are AirPods-uri și le-am ținut așa în mână un pic. Și niște fake-uri din astea se cunosc imediat. Adică îți dai seama din prima, deci nu trebuie să te uiți prea mult. Că se cunoaște materialul ăla slab calitativ și cum a și materialul în plastic așa super subțire. Ai impresia că se sfărâm așa în mâine, nu știu să vă explic. Am luat și niște chestii din astea așa. Dar nici tu nu ești cu mâna goală. Vreau să mă iau de la Lidl. Hai, merge. Eu m-am uitat acolo. Și? N-am apucat să mă uit așa, era super aglomerat. Ia, arată-ne ce ți-ai găsit aici. Bărășniță electrică. Asta chiar e tare, eu n-am văzut-o, că am fost și mai înainte pe aici. Chiar e mișto. Chiar sunt curios cât costă asta. Cât e asta? 20 de lei. Gata, am capaș gura, am venit și la mașină, filmez cu telefonul că nu mai am baterii la GoPro și chiar nu mai are sens să mai stau să schimb. Cer scuze pentru portbagajul ăsta de om muncitor. Fii atent ce mi-am cumpărat aici, ultimul model, iPhone 15 ăsta de apărut acum. Pă bun, bine, nu prea se aprinde el așa, nu știu mai exact. iPhone 4 cred că, sau 4S. Dar mi-a plăcut mie așa ca telefon, că eu am boală din asta așa, să le am, gen, mi-ar plăcea așa să am toate telefoanele astea. Adevărat. Așa, stai să-l pun aici. Tu ce ți-ai luat acolo? Cântar? Electric. Cântar electric? Și merge sau s-a cam desprins este? Ia să vedem. Dă-mi coa să vedem. Șefule. De unde? Că e rup jumate. Nu, e adevărat. Ia de să vedem. Ce ai făcut aici? L-am scăpat. Nu, asta cred că e și de aici. Din cauza acestui fir. Mă rog, lasă-l. Important da. Să meargă.
Nu mă mai zicem că-i țeapă. Ia să vedem, merge sau o respect? Bă, nu mă face de respect. Bateria are? A, are, cred. Adică trebuie să... Trebuie să poți orice la spate? Nu, n-are, n-are buton. Să le schimb oare? A, uite-o că s-a aprins, da. Uite, merge. N-ai luat țeapă. Uite, și poți să-l folosești ca oglindă dacă vrei. Da, da. Vă salut pe toți și vă respect, da? Nu uitați like, share și subscribe. Am luat reșnița electrică, dar fii atent, eu vreau să dau o tur la mașină, că respectivul de aici a parcat puțin cam aproape de mine. Și mă gândesc că s-a mai tot perindat lumii pe aici, așa, și n-aș vrea să plec cu vreo bubă pe acasă, că chiar mi-ar părea rău să vin la un târg și să plec acasă cu mașina. Gen cum am o din asta aici, așa, futui mama măsii, dacă nu mă sparge asta, așa. Ia să vedem. Vezi că e mișto rău. Facem alea cu un unboxing așa, deci ți-ai luat reșnița asta. Dar n-are baterii, bănuiesc. Așa. Asta chiar e tare, îmi place și mie cum arată. Pui chestia acolo înăuntru, piper, sare și așa mai departe ce vrei tu să pui. Deci dacă stau să mă gândesc așa, eu chiar am cheltuit bani în cap, da? Și am venit cu bani înapoi. Ai luat chestii interesante. Eu am cheltuit, cred că vreo 1,5 milioane, dacă nu mă înșel. Dar fii atente. Mi-am cumpărat în felul următor. Odată telefonul. Deci eu mi-am cumpărat celular, da? Ca să oriunde aș fi să poți să-ți trimi poze, să poți să trimi videoclipuri pe unde și așa mai departe. Așa, odată telefonul, după aia mi-am cumpărat, uite, o trusă din asta care va avea loc chiar aici în mașină, e cald greată, e așa. Nu știi că noi mereu avem, adică pe la București când mergem, mai strângem șurub, mai o una alta, noi n-avem în casă. Așa o țin aici mereu în mașină, că nici în mașină nu am. S-a pus aici în mașină și cam aia e acolo. Astea sunt niște lămpi solare. Eu am vrut una să cumpăr, era 15 lei și m-a prost, am cumpărat 4. Tu câți lei? 50 de lei toate. Am economisit 10 lei. Că dacă erau 15 lei, la 4 bucăți venea 60 de lei, dacă nu mă înșel. Da. Pe matematica de la ora asta de dimineață, așa, cam așa vine. Așa, și, da, m-am mai luat ăsta, care și ăsta a fost 30. Ăsta, încearcă să desfăletez un pic de acolo. Gata. Așa, și acum când îl fac... Încerc să... Bastan telescopic. Asta este folosit în scopuri neortodoxe de către oamenii, da. Stai cu minte. Ne urcăm și noi în mașină și ne vedem de drum. Ți-a înghețat nasul? Chiar a fost frig azi. A fost răcorică dimineață, nu? Da. Nu mă așteptam să fie chiar așa de răcoare. Mi s-a părut foarte aglomerat. Băi, am plecat cu 3 milioane jumate și m-am întors cu 2.100.000. Cât să fie oare? O matematica de la ora 9 dimineața chiar nu-mi dă. Deci fii atent, am plecat cu 350, o luam iar, 350 și m-am întors cu 210. 90 de lei. Bebe. Bă, mi-e rău, sunt prost rău. Cum să fii 90 de lei? 140, măi. 350 de lei minus 110? 210. 210. 140, cum să fii 90 de lei? Era bine dacă era 90 de lei. Nu, matematica la ora asta nu funcționează nici în restul zilei de pe la ora asta. Băi, tare treaba asta cu târgurile de genul ăsta așa. În târgul ăsta de aici m-am întâlnit cu un fost coleg de școală cu care nu m-am mai văzut de 6 ani, ceva de genul ăsta, 7 ani. Cam 7 ani. Nu ne-am mai întâlnit și ne-am întâlnit chiar aici la târg în dimineața asta. Știi? Da, chiar s-a părut așa random, știi? Și stăteam de vorbă și el a mai mers pe la târguri așa și mi-a recomandat să merg la un alt târg unde... Și că sunt foarte multe chestii, adică acolo chiar ai ce să vezi față de târgul ăsta. A zis că ăsta este unul dintre cele mai slabe târguri nu la cred. Care a mers el. Mă jur. Și mai ales că dacă... mi se pare, scuze, că chiar găsești chestii așa. Bă, da și nu, adică depinde sunt... de săptămâni și de loc. Da, exact. Ideea este că târgurile astea, cel puțin pentru mine, pentru experiența mea, așa, uite, eu aș cumpăra numai chestii din astea așa de uz, nu știu, să le folosești, nu mi-aș cumpăra... chestii personale, sunt de exemplu, cum am văzut pe acolo, seturi de furculițe și linguri, să mănânc eu cu chestii din astea așa de pe aici. Da, bine, uite, nu știu, nu recomand. Mi se par că sunt două chestii diferite, pentru că de la tipa la care am cumpărat râșnița și asta, da, ai nu, văzut păi, că sunt împachetate, gen... Ați văzut și voi acolo, dacă ați fost atenți pe filmare, că sunt... diferite categorii, adică sunt oameni care le întind pe jos, sunt oameni care au grijă de ele sau sunt se oameni care nu... Se vede că sunt folosite, da, alea sunt... nu, ceatul nu, clar, nu da. Că aș cumpăra adică în trebuie să ai mea. Foarte mare grijă când mergi la un târg de genul ăsta, pentru că trebuie să fii atent la detalii și v-am zis și pe videoclip, dacă ați fost atenți,
dacă ești la Danger, s-ar putea să pleci acasă cu chestii pe care nu ai venit neapărat să le cumperi, pentru că ți le bagă pe gât. Da. Hai, ia-l și pe ăla, hai, ia-l și pe ăla, ia-l și pe ăla, la ieftin, ia și cu tare și cu tare și tare. Păi, exact așa s-a întâmplat acum, gen că am fost cu două prietene. Și la fel, hai, dacă e pe asta, ți-o dau și pe cealaltă la... Da, vezi, așa te prostește. Da, o chestie care nu-ți place, știi? Sau da. Stau cu gura pe tine, da, mie nu-mi place și prefer să nu mai stau să mai deloc. Cam asta a fost aventura noastră în târgul ăsta. Dacă v-a plăcut, mare atenție, dacă v-a plăcut videoclipul, apăsați pe butonul de like 1 la mână să vedem că vă place seria asta și susțineți treaba asta ca să putem să mergem și în alte târguri. Iar dacă voi știți alte târguri în apropiere, da, sincer, bine, nu mă duceți la Cluj să fac 600 de kilometri când nebunesc, mă ia capul, o iau raznă. Dar dacă știți alte din astea târguri aproape de Mărășești, aproape de Vrancea, gen în zona Vranciei aici sau așa, sau în zonele apropiate, maxim 100 de kilometri să merg o oră cu mașina, puteți să-mi scrieți în comentarii. Așa că apăsați pe butonul de like acolo, număr cât mai mare, să și continuăm doamne, seria. Și să mergeți să mai cârtim niște bani. Fiți atenți, ca și hint, așa, ca și indiciu, prietenul ăsta meu, colegul meu, a găsit dolari vechi, de mulți ani, a zis că erau foarte, foarte vechi, la un târg în apropiere aici, într-un oraș. Așa că apăsați pe butonul de like dacă vreți să mergem să căutăm și noi chestii de genul ăsta. V-am pupat, ceau!